Astăzi s-au împlinit 91 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de patriarhie, moment apărut în contextul Marii Uniri din 1918. De altfel, inițiativa înființării Patriarhiei a fost susținută în toate regiunile noului stat român. Pentru prima dată s-a pus problema înființării Patriarhiei în Ardeal, prin preotul Gheorghe Ciuhandu, membru al adunării eparhiale de la Arad și consilier al acelei episcopii, un reputat istoric, mai târziu membru de onoare al Academiei Române. Tot atunci s-a dezbătut această problemă și în cadrul unui congres al preoților din Basarabia, tot în 1920. Deci iată că două provincii alipite nu demult la România au avut inițiativa creierii Patriarhiei Ortodoxe Române. În perioada ce a urmat Marii Uniri, teologii și intelectualii vremii au dus o adevărată campanie de argumentare a importanței înființării unei patriarhii. În primul rând, se ținea seama că aveam acum un stat unitar. Ori într-un stat unitar ne trebuie și o biserică unitară. Apoi aveam 13 milioane de credincioși ortodoxi, pe când alte biserici, mai cu seamă cele patru patriarhii numite apostolice, aveau un număr foarte redus, doar câteva zeci de mii. Apoi s-a ținut seama și de faptul că Biserica Ortodoxă Rusă și-a restabilit patriarhatul în cursul anului 1917 și, în sfârșit, Biserica Sârbă a fost ridicată la rang de patriarhie în 1920, deși sârbii aparțineau Bisericii Ortodoxe în număr de 7 milioane numai. A fost invocat de asemenea rolul Bisericii în apărarea identității naționale de-a lungul istoriei. Biserica noastră a acordat timp de o jumătate de mileniu un sprijin deosebit de important altor biserici ortodoxe surori căzute sub dominație otomană. Pentru că trebuie să spunem din nou că dacă n-ar fi fost ajutorul românesc, aceste patriarhii și așezăminte bisericești din Orientul Apropiat și din Balcani ar fi dispărut. Aceste dezbateri s-au concretizat cu o propunere de înființare a Patriarhiei trimisă ulterior de Sfântul Sinod spre aprobare către Senat și Camera Deputaților. Sigur că n-au fost voci împotrivă, ci în ambele foruri legislative, hotărârea Sfântului Sinod a fost acceptată cu majoritate zdrobitoare de voturi. Au luat cuvântul în Senat și în Camera Deputaților oameni politici de mare prestigiu, cum au fost Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache sau profesorul Ioan Lupaș de la Cluj, care a prezentat o detaliată expunere asupra rolului pe care l-a avut biserica noastră în trecutul neamului nostru și asupra necesității de a fi ridicată la demnitatea de patriarhie. Legea privind înființarea Patriarhiei Române a fost ulterior aprobată de regele Ferdinand. Procesul s-a încheiat în noiembrie 1925 cu ceremonia de întronizare a noului patriarh.